Salut și bine ați revenit la un nou episod. În episodul de astăzi vom avea ceva mai diferit. Vom intra un pic în lumea naturii. Astăzi vom vorbi despre un gândac subacvatic. Acest gândac se numește bou de balta asiatic. Ideea aceasta de videoclip mi-a venit într-o zi când am găsit unul la mine în curte. După cum vedeți în aceste videoclipuri, insecta aceasta interesantă iubește doar apa dulce poate crește de la 1 la 4,5 cm în lungime. A învățat să scrie, mai ales litera Y pe care o are pe spate. Gândă cei care vor să înoate folosesc antenele pentru a respira. Piciorușele din spate și le antrenează tot pentru un not, încât pare că merge prin apă pășind pe perne pline cu apă. De departe pare o bomboană lipicioasă măslinie și lucioasă. Pentru că nu știm exact numele lui, putem să-i spunem gândacul înotător. După aspect, acesta pare să se adapteze ușor la mediile ostile. Am văzut că acest gândac se mișcă mai încet pe teren uscat decât în apă. Îi place să mănânce din apă viermișori, pești foarte mici și insecte. În acvariul meu cu peștișori colorați nu l-aș lăsa să intre pentru că s-ar putea să rămân fără pești. El respiră aerul de deasupra apei pe care îl depozitează într-o cutie specială din abdomen. Când vine vremea friguroasă, se comportă ca ursul, hibernează într-un dormitor din pământ. De acolo se trezește doar după plecarea iernii. Când vine primăvara, el se bucură că toate vietățile, devenirea primăverii, iese din dormitorul său și caută repede apă dulce. Mă bucur când acesta intră în piscina mea pentru că o curăță de larvele țânțarilor, doar în acvariu, nu l-aș lăsa. Ne încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până la final și ne auzim la următorul episod. Și nu uitați de like și subscribe! La revedere!